În timp ce sindicatele organizează proteste antisărăcie, numai în județul Hunedoara, aproape 160 de proiecte în valoare de 1 miliard 800 de milioane de lei finanțate prin programul Angel Salini riscă să nu poată fi implementate la timp din cauza lipsei forței de muncă. Este unul dintre motivele importante pentru care primarii hunedoreni își fac probleme și caută deja soluții pentru a ieși din impas. Faptul că județul Hunedoara a fost printre ultimele la nivel național care a semnat contractele de finanțare pentru cele 157 de proiecte selectate pe programul Angel Saligny atrage inevitabil și alte probleme. Județele care s-au mișcat mai repede au șansa să găsească și firmele de construcții care să implementeze proiectele. Primarii hunedoreni sunt convinși că vor avea probleme din cauza lipsei forței de muncă, dar și din cauza unor constructori care nu vor licita lucrări pe care le consideră neprofitabile. Primăria Berio a obținut o finanțare de aproape 7.200.000 de lei pentru modernizarea drumurilor din comună. Chiar este o problemă pe care noi primarii între noi o discutăm la fiecare întâlnire. O să fie o avalanșă de licitații anul viitor și probabil că o să fie proiecte care sunt mai puțin profitabile, unde constructorii nu cred că o să se înghesuie. Și sperăm, eu așa sper ca să se rezolve aceste treburi în ideea că și la nivelul Ministerului Dezvoltării să se găsească o soluție de a accepta aducerea în țara muncitorilor străini, pentru că trebuie să spunem lucrul ăsta, nu mai au firme de construcții, nu au cu cine să lucreze. Și atunci ar trebui cumva făcut o derogare să poată să crească numărul celor non-UE care vor să vină să muncească în țară, să muncească la aceste firme de construcție, pentru că la nivel de țară o să fie o problemă. Până acum, dacă nu găseai niște firme din județ care să vină să liciteze, veneau firme din județele limitrofe. Ori acum, cum a spus și noastră, județul Hunedoara a fost printre ultimele județe care a semnat acel contract cu Ministerul Dezvoltării de alocare a sumelor și celelalte județe deja sunt înaintate cu 3-4-5 luni. Primăria Peștișumic a obținut o finanțare de 12 milioane de lei pentru introducerea de apă și canalizare în satele comunei. Eu sper să reușească toți să-și implementeze proiectele, dar problema cu constructorii este una reală. Yeah. Gândiți-vă că vor fi constructori care vor lua 3, 4, 5, 6, 7, 8 lucrări. Da? Discutăm de... nu că nu ar vrea să le facă, că le face, ok, dar discutăm aici de forța de muncă efectivă. Hai că utilajele le închiriezi până la urmă, da? Și nu te încadrezi în timpul limitat. Ce faci cu forța de muncă? Avem o problemă reală pe piața muncii din punctul ăsta de vedere. Da, este de urmărit. De asta vă spun, nu va fi simplu. Deci credeți-mă că nu va fi simplu și sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le iei în calcul și să le anticipezi în toată această ecuație. Dintre municipii, Hunedoara deține recordul la numărul de proiecte depuse pe Angel Saligny și se confruntă deja cu probleme din partea constructorilor la alte proiecte aflate în implementare, firmele fiind nevoite să apeleze la muncitori din Sri Lanka. Sunt atât de multe proiecte încât ne gândim cu groază care este resursa umană care va lucra la ele. Ele trebuie implementate, adică trebuie să asfalteze acele străzi, trebuie să introduce apă și canalizare. Deci sunt locuri de muncă câte vrei în construcții, dar doritori nu există. Mai nou în Hunedoara a văzut că au apărut deja muncitori din Sri Lanka care lucrează pe coridorul de vest pe drumul castelului. Va fi o mare problemă. Este greu de readus tinerii înapoi către acel cult al muncii pe care el pricep ca o chestie comunistă și din această cauză mulți dintre ei poate preferă să meargă în străinătate. Este adevărat că în străinătate ești mai bine plătit. Aici nu putem să negăm acest lucru. Să sperăm că cei care pot ajuta, și mă refer la Guvernul României, prin politicile publice pot ajuta societățile comerciale prin tot felul de măsuri fiscale care să permită plata muncitorilor cât de cât apropiat de ceea ce se întâmplă în Occident și atunci vom avea și forță de muncă.
Programul de investiții cu finanțare de la bugetul de stat Anghel Saligny este derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2021-2028.